Bună dragi urmăritori! Bun venit pe canalul nostru! Halil Ibrahim are o inimă curajoasă. Acest lucru sugerează o altă aventură cu Nanuca, care l-a plătit să filmeze cu ea. Halil are multe femei de o zi, un harem întreg, cu care cochetează, dar nu are intenții serioase și tocmai de aceea nu este încă căsătorit. Dar mai presus de toate femeile din spatele lui Halil este o znurcula, această femeie vicioasă cu un trecut dubios, care îl ține pe Halil cu videoclipuri compromițătoare, iar opinia ei este totul pentru Halil. Poate flirta cu oricine, dar Halil este proprietatea lui Oznur în primul rând, iar ea nu-l va lăsa niciodată să plece. Dacă Halil decide să scape de ea, ea va elibera compromisul care îl va distruge pentru totdeauna ca bărbat, actor și persoană, așa că Halil este conștient și nu va scăpa niciodată de strânsoarea lui Oznur. Cât despre Sila, ea nu se va mai uita niciodată la Halil, care i-a provocat atâtea necazuri și a trădat-o. Nanuca este un artist TikToker, nu o compara cu Sila. Sila este o artistă de top, respectabilă, frumoasă pe dinăuntru și pe din afară, are o inimă mare, umilă, are milioane de fani, iar Sila este o fată ușoară, de 23 de ani, între timp artistul care a devenit creator este deja căsătorit și are o fiică, care va suporta jena comportamentului mamei sale. Artistul TikToker poate deveni artist pentru că și-a mituit banii tatălui lui Nazmie. Artistul TikToker a fost de mult îndrăgostit de Halil Ibrahim, când era binevenit. Încă cânta la Emanet, artistul TikToker vine adesea la locația stabilită pentru a-l întâlni pe Hic și uită-te la actoria lui acum, este foarte, foarte sălbatic și nu are etică, știi, este și dansator de stradă, încearcă să-ți trateze ochii mai întâi de un oftalmolog. Ca să vezi clar apariția dansatorului TikToker, Nanuca nu este la egalitate cu Sila, dansatorul obraznic Nanuca. Dovada este că pentru a deveni celebră și pentru a-l ținti pe Hic ca partener, Nanuca este dispusă să plătească scump pentru Halil Ibrahim și Nazmie și Oznurcula. Eu cred, după părerea mea, că ambii au nevoie unul de altul. Dumnealui de publicitate, că și pină acum, iar dumnea ei pentru lansare în muzică fiind un mare muzician și compozitor o poate ajuta, căci reclamă își face singură. Am mai comentat asta înaintea unui domn reporter în care a entonat că domnișoara Slay ar fi făcut o vizită în studio. Bineînțeles că m-am bucurat, pentru că îi iubesc ca pe copiii mei, dar depinde dacă e adevărat că aceasta e presa, din asta trăiește. Eu știu că astfel de știri automat se pozează de oricine și este vândută presei, bineînțeles cu poza făcută și se iau banii frumoși, cred eu. Așa că simt convinsă totul e o minciună, însă când îi văd, că îi urmăresc peste tot cad în extrema ailaltă, puțină credibilitate și zic poate, acesta este deja un cabaret pentru femeile interesate de Halil, te rog, nu mai era aretos, e chipeș, dar acum are 40 de ani și nu e o noutate pentru noi că el și Oznurcula au ceva, îmi pare foarte rău Sila Torcoglu care a folosit-o, a umilit-o atât de mult. Incat las da in judecata si pe deasupra continua sa o folosească, punând-o cu el ca nu mai sunt împreună, nici nu mai lucrează, este declinul lui Halil, va mai rămâne puțin pentru Dumnezeu pentru a le arăta acelor oameni că răul nu vine de la Dumnezeu, domnilor dreptate divină. Ai perfecta dreptate, sunt absolut de acord cu tine Sila, frumoasa noastră printesa i-a reușit complet, ea si o foarte mare actriță, foarte talentată, si atât de minunată, si nu are nevoie de Halil pentru a avansa în viața reală, si în viața profesională, îi doresc tot succesul din lume Sila noastră, steaua noastră din nord, felicitări pentru minunatul comentariu, a avut o zi minunată. Si Catian crede, Halil, ca va dura această reclamă, folosind-o pe Sila, fara demnitate, si fara personalitate? A trecut deja un an de reclama forțată, iar fostii fani ai cuplului Seher, Iaman, s-au evaporat, pe zi ce trece. Poate, Sila, se va căsători, atunci, folosește noua familie a Sila în reclama. În mod sigur, acest easy YouTuberi, care zilnic,
postează clipuri Sila Halil, din Emanet 1 și 2, sau cu Halil din Emanet 3 și Sila în hainele cu care joacă Inchizir Csikszentmihalyi, sunt foarte bine plătiți, încât banii i-au dezumanizat. Iar în final, vor trebui să se trateze la același spital cu Nazmie. Mă miream cu Hamil și merge atât cât au nevoie, de ce nu se căsătorcă, dar nu ca soț și soție în casa, desigur vă o mergi cineva înaintea Dumnezeu, de ce a făcut căsătorie pentru a leagă familia și copiilor și a merge drept acasă. Dumnezeu a făcut om și femeie pentru femeie și femeie pentru bărbatul, pentru a deveni o familie obligată. Nu vine Halil. Ce să fac Halil? Ce e Halil dacă se căsătorcă, dacă nu se căsătorie și la riunghi alții el pe care trec ani? Dacă este cucula de la 24 de ani, a fost în aceeași profesie cu ea sau în pornografie și acel secret pe care are de la el atunci nu este deloc conservator, este un imoral și de Sila s-a îndrăgostit el pentru că vroia să urmează cariera de actor, dar a avut răspunsul fără Sila e nimic. Dragi prieteni care arată dragoste față de Halil Ibrahim și Sila, vă vom transmite asta vouă, dragi noștri fani, pe măsură ce primim vești despre jucătorii noștri. Rămâneți pe fază pentru acces instantaneu la cele mai recente știri. Abonați-vă la canalul nostru și distribuiți videoclipul. Pentru a fi primul care vizionează, fii la curent cu noile videoclipuri activând notificările. Fii sănătos! Pascalii.